Continuăm cu alte știri. Gaz cu 10 lei, un nou episod a oferit liderii locali de la Orhei și Comrat, Evgenia Guțul, Dimitri Constantinov, Pavel Verejanu, au anunțat că întâlnesc impedimente din partea guvernului în realizarea promisiunii lui Șor, dar nu au oferit detalii dacă firmele pe care mizează au îndeplinit condițiile de intrare pe piața liberă de gaze. Colega mea, Lucia Vieru, a urmărit subiectul și ne explică care este miezul problemei. Bun găsit! Într-adevăr, un nou episod. Mai întâi, Ilan Șor, așa cum ne-a obișnuit, online, de la distanță, a promis gaz ieftin. În timp ce la Chișinău e condamnat la 15 ani de închisoare, el are o activitate politică intensă. Oamenii lui de la Comrat au preluat această idee, Evgenia Guțul, de exemplu. Apoi a apărut un trader dispus să livreze gaze de pe piața Angro, o companie turcă, într-un final și furnizorul, compania Nordgaz, gestionată de Alexandru Grosu, apropiat de grupul Șor. Ministrul Energiei, Victor Parlicov, din start a spus că e populism și că acest grup de companii și politicieni nu vor reuși să furnizeze gaze, pentru că scopul lor e cu totul altul. Așadar, astăzi politicienii s-au plâns că nu sunt lăsați să le dea oamenilor gaz cu 10 lei, deși între timp Alexandru Grosu a început să vorbească de 11 lei fără TVA. Temerile noastre s-au adeverit. În loc să sprijine această inițiativă și să permită unui nou furnizor să intre pe piața din Republica Moldova, autoritățile moldovene, prin toate metodele, caută să mențină monopolul. Grădinițele noastre, școlile, instituțiile medicale și așa mai departe au rămas practic fără căldură. Oamenii se întreabă ce urmează. Este frig în interior, toată lumea e îmbrăcată. Copiii, adulții, conducerea nu înțelege cum să procedeze mai departe. În primul rând, toată lumea are datorii uriașe de iarna trecută. Руководители не понимают, как быть дальше. Во-первых, есть огромные долги по прошлой зиме. У всех. Trebuie de spus că abia la sfârșitul conferinței, doar Pavel Verejanu s-a oprit să explice punctual la ce etapă se află pregătirile. La ziua de ieri erau 5500. La ziua de ieri, doar pe porțiunea pe sud, deci este anulat în teritoriul de Găuzea, în municipiul și raionul Orhei, deja de săptămâna viitoare la fel vor fi colectate cererile, fiindcă sunt lucruri tehnice de deschidere oficiului, populația din raionul Orhei deja așteaptă. Piața de gaze din Republica Moldova a fost liberalizată și funcționează în felul următor. Avem piața Angro, în cazul de față compania turcă, și piața cu amănuntul, adică Nordgaz Furnizare, care vrea să încheie contracte cu consumatorii finali de la Comrat, Taraclia și Orhei. Există rețeaua de conducte, gestionată de un operator independent, autorizat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Vestmol Transgaz, compania fondată de operatorul național din România. Furnizorul cumpără gaze de la trader pe piața Angro și se îngrijește să le transporte până în casele oamenilor. Legea gazelor obligă operatorul rețelei să ofere acces transparent și în condiții egale tuturor participanților la piață. Bineînțeles, e un serviciu cu plată. Așadar, în primul rând, furnizorul trebuie să încheie contracte cu operatorul rețelei de conducte, să dispună de centre de deservire a consumatorilor, să înființeze și să asigure funcționarea unui serviciu telefonic pentru clienți, dar există și cerințe de rezervare a volumelor de gaze. Vinerea trecută, directorul Nordgaz Furnizare, Alexandru Grosu, a susținut o conferință de presă și nu a raportat vreo etapă realizată 100%, dar a promis că revine cu informații în fiecare săptămână. Legea prevede și o procedură de schimbare a furnizorului, adică de la Moldova Gaz la Nordgaz. Într-adevăr, fiecare consumator este liber să se mute la orice companie dorește, dar trebuie să notifice Moldova Gaz cu 20 de zile înainte că vrea să plece, să-și achite toate datoriile și penalitățile, dacă le are, plus o taxă de echitate, despre care am mai vorbit, care se referă la devierile tarifare acumulate de Moldova Gaz.
În practică, această taxă îi afectează mai mult pe clienții industriali sau din sectorul economic, pentru că ei consumă mult și au beneficiat chiar de subvenții de la stat. De fapt, și casnicii au primit compensații direct în factură. Încă un element important, Moldova Gaz este furnizor de ultimă instanță și are obligația serviciului public să-i aprovizioneze pe toți cu gaze naturale. În momentul în care o persoană se mută pe piața liberă, nu mai este protejată, dacă furnizorul falimentează sau pur și simplu nu mai are gaze. Moldova Gaz poate interveni doar pentru 4 luni. În acest timp, persoana respectivă trebuie să-și găsească alt furnizor. Atât deocamdată, așteptăm următorul episod.